Bună ziua și bine ați venit la conferința de presă premergătoare meciului cu BC Prometei din 7 Days Euro Cup. Silva, la ce să ne așteptăm de la ultimul meci pe teren propriu? Așteptăm cu nerăbdare acest meci, sincer. Ne dorim să, în primul rând, să facem un meci bun. Ne dorim să câștigăm. Sincer, jucăm cu echipa clasată pe primul loc în această competiție, în această grupă, în momentul de față. Jucăm cu cea mai în formă echipă din Eurocup. Nu au mai pierdut un meci dinaintea meciului tur cu noi. Sunt o echipă extrem de talentată din punct de vedere individual. Au mulți jucători care pot face diferența. Sunt extrem de atletici și au un joc de tranziție foarte bun. Numerele lor, din punct de vedere ofensiv, arată extrem de bine. Sunt principala marcatoare, că dau cele mai multe puncte în Eurocup în acest sezon, ca medie pe meci, deci evident au un joc cu multe posesii și un joc rapid. Va trebui să stopăm aceste lucruri, să stopăm tranziția lor ofensivă, să încercăm să stopăm recuperările lor ofensive și cred eu că atunci ne vom da șanse să sperăm la o victorie, care este scopul nostru. Vrem să evoluăm bine în ultimul meci de pe teren propriu în fața fanilor din Eurocup, evident. Îi așteptăm într-un număr cât mai mare și sper eu să le aducem o bucurie la final de meci. Pat, what is your opinion about the next game? For sure, it will definitely be another difficult game. All the matches in Eurocup are difficult. This team right now, they're fighting for first place. I think they won maybe 9 straight games, you know. And obviously the first time we played them wasn't a great result for us. But our goal is to give our best and try to get a win, you know, especially in front of our fans. It's our last home game, you know, our first year ever playing in Eurocup. I think we owe it to them. They've been supporting us the whole season in Eurocup, also here in Romania, but they've traveled on the road. So, you know, it's the least we could do is just at least give our best and give everything we can to try to get a victory. Silva, în ultimele două zile au fost foarte multe discuții despre meciul de la Oradea. Ce s-a întâmplat mai exact cu Carel acolo? Da, va trebui să vorbim și despre această problemă. Extrem de regretabil comportamentul lui Carel în acest meci și nu numai. Extrem de regretabil ce s-a întâmplat, un comportament care nu face cinste lui, nu îl reprezintă în primul rând și nu face cinste clubului U-Banca Transilvania. Lăsăm autoritățile să-și facă treaba, vedem în continuare ce se va întâmpla. Și cu tine ce s-a întâmplat? Ai apărut din nou în tot felul de situații. Da. În primul rând vreau să-mi cer scuze pentru atitudinea mea de la final de meci. Îmi cer scuze în fața fanilor noștri care au fost prezenți, în fața fanilor noștri care s-au uitat la televizor și în fața fanilor orădeni, de ce nu, în fața fanilor basketului în general. Dar de ce a fost această situație? Ca antrenor nu o să accept absolut niciodată ca un antrenor advers, fie el și secund, să provoace un jucător din echipa mea. Este totală lipsă de fair play ca un antrenor să provoace un jucător. Nu e prima dată când se întâmplă acest lucru cu acest antrenor secund de la Oradea. Să lăsăm jucătorii să se provoace între ei. Sunt momente în jocul de basket când se întâmplă aceste lucruri. Antrenorii se pot provoca între ei, însă nu sunt de acord și o să iau apărarea jucătorilor mei, indiferent de numele lor, și o să am aceeași poziție. Nu sunt de acord ca un antrenor, fie el și Obradovic sau Phil Jackson, să provoace un jucător de-al meu. Nu este fair play. Acest domn, antrenorul secund de la Oradea, a înjurat de mamă, începând de la turneul de la Constanța, l-a înjurat de mamă pe jucătorul Carel Guzman. Ce treabă are doamna Miriam Abreu cu ce se întâmplă
la finala Cupei României, ea fiind la mii de kilometri distanță. Acest individ, da, antrenorul secund de la Oradea, a transmis înaintea meciului nostru direct de acolo jucătorului Stipanović și jucătorului Birčević, pentru că ei se cunosc, că la meciul de deseară, era vorba de antrenamentul de dimineață, noi am aflat doar după meci aceste aspecte, că la meciul de, din această seară, el va provoca anumit jucător de la echipa noastră. A transmis asta, probabil nu trebuia să o facă, dar i-a ieșit. I-au ieșit pe gură cuvintele. Că el va provoca anumit jucător, i-a spus lui Stipanović și lui Birčević să stați liniștiți, că nu e vorba de voi doi, însă pe alții vom provoca și să nu vă supărați. Să vă spun exact ce mi-a spus Stipanović, care a venit la mine și mi-a spus în engleză ceea ce lui s-a transmis în sârbă. I will beating some players tonight. Don't get upset, you two, on that. Won't be you two, but other players will be. Cu aceste lucruri, repet, nu pot fi de acord. Este o totală lipsă de fair play și mâine aș reacționa la fel. Pentru că nu pot fi de acord cu asemenea compartiment. Să înjur de mamă un jucător de la echipa adversă, tu ca antrenor să încerci să provoci, când jucătorul Karel Guzman își face aceeași rutină, am văzut și filmulețele pe care le-au pus în acel comunicat, vorbim și despre asta imediat, când jucătorul Karel Guzman are aceeași rutină de când se află la noi în echipă, în sensul că 30 de minute înainte de meci, noi ieșim la încălzire, puteți întreba preparatorul nostru fizic, el, în prima parte a încălzirii, pe cele două șiruri, mai face niște sprinturi mai lungi, nu în terenul advers, ci în afara lui, pe margine, ca să-și stopeze accelerația. E aceeași rutină pe care o face de ani de zile și care nu a deranjat absolut pe nimeni din Eurocup, din Champions League și din campionatul național, doar pe antrenorul secund și pe probabil tot stafful și jucătorii de la CSM Oradea. Antrenorul secund de la CSM Oradea în timpul încălzirii s-a ridicat și el a fost primul care a pus mâna pe Karel Guzman. După cum vedeți în video, el ridică mâinile, este luat de acolo și pleacă și nu se mai întâmplă nimic. Acum că toate acestea, ca să înțelegeți atitudinea mea față de antrenorul secund de la CSM Oradea. Vorbind, nu știu de ce a deranjat. Nu înțeleg de ce i-au deranjat. Puteau veni la prima abatere de genul să ne spune nouă, să ne roage să nu mai intre Karel în terenul, că îi deranjează. Era altceva. Bun. Revenind la comunicatul celor de la CSM Oradea, care clar este cu intenția de a crea un bullying mediatic asupra clubului nostru, de a defăima imaginea care ne-am creat-o în acești ani de când facem performanță și în acești ani în care încercăm să performăm cât mai bine pe terenul de basket, clar este un proces de bullying mediatic. De-a dreptul hilare filmulețele pe care le-au pus acolo cu provocările lui Karel Guzman. Faptul că au spus că e recidivist, faptul că el se bucură în fața băncii adverse, cum fac N jucători din România, din străinătate, dacă eu iau ca o formă de provocare, înseamnă că nu înțeleg prea bine acest sport. Vorbim de Karel Guzman, care este de aproape 3 ani la noi în echipă, care în acești 2 ani jumate de campionat, aproape 3 ani, a luat maxim 2 sau 3 faulturi tehnice și niciun fault antisportiv, da, exceptându-l pe ăsta de la meciul cu Oradea. Jucător care doar
Anul acesta competițional a fost la 2 sau 3 controle antidoping și nu a avut absolut nicio problemă. Jucător care clubul lui Banca Transilvania a ales să-l țină în acești 2 ani jumate, știind ce fel de om și ce fel de jucător și cum ne poate ajuta. Ei, care clubul CSM Oradea, care se dă acum fata mare a basketului românesc, încearcă să discrediteze acest club și pe acest jucător, arătând niște imagini de pe terenul de joc de-al dreptul comice. De ce n-au pus oare cei de la Oradea în acest comunicat și în acest filmuleț gesturile jucătorului lor, Marcovici, care l-a împiedicat clar cu intenția de a-l provoca pe Carel, care în timpul meciului, repet, fac legătură la ce ni s-a transmis de la domnul antrenor Secund, în timpul meciului toți jucătorii care au trecut pe lângă Carel au avut intenția de a-l provoca, știind probabil că nu... că este o posibilitate să reacționeze, ceea ce din păcate s-a și întâmplat și nu aprobăm acest comportament, cu siguranță, dar asta este altă problemă. De ce n-au pus filmulețele din timpul meciului când Marković lovește cu cotul pe Leo Guzman, de exemplu? Nu știu, poate îi întrebați pe ei de ce nu le-au pus. Însă din punctul nostru de vedere, aceste provocări pot face parte dintr-un joc atâta timp când ambele echipe și le asumă. Repet, puteau pune în filmuleț, dacă erau fair play și nu se dădeau ei fată mare, imaginile și cu Marković sau cu alt jucător de la ei. Vorbesc de fair play și de corectitudine când v-am enumerat toate cele de sus referitoare la antrenorul lor Secund, care toată lumea basketului românesc știe că nu a fost cel mai fair play jucător pe vremea în care evolua. Deci, acum poate lumea sau voi vă faceți o imagine de ce reacția mea la final de meci, pentru care, repet, îmi cer scuze în fața publicului de basket din România. Atât. As a team captain, what can you say about what happened with Karel in Oradea and what's the approach of the team on that situation? Well, as far as the whole situation, I mean, I don't have too much to say about the actual situation itself. People saw how things unraveled. I mean, emotions get the best of you sometimes. But as far as a captain and a teammate and a guy that's, I've been here 4 years and I played 3 years with him, I'm not going to turn my back on him, for sure. As a person, I'm going to be there for him, and the guys are going to be there for him. So you can make mistakes, but you don't judge someone by some mistakes they make always. So like I said, we'll be there for him, we'll support him, and we'll just go with that after that. Întrebări, vă rugăm. Dincolo de rivalitatea din Liga Națională dintre cele două echipe, toată povestea asta care a dus la incident a început cam de la Constanța? Acela a fost momentul zero? Probabil, nu știu. Asta cred că ar trebui să-i întrebați pe ei. Noi am mers la Constanța, am încercat să ne facem treaba cât de bine am putut, am câștigat cupa, nu am ieșit după cupă cu comunicate de genul că Carel a fost înjurat, că a fost provocat. Ne-am făcut treaba, am câștigat, însă se pare că ei au încercat să și încearcă în continuare să găsească diferite metode de ne învinge, care nu au de multe ori legătură cu fair play și cu jocul de basket. Deci singura problemă ar fi practic intimidarea, adică singurul scop pe care îl are CSM Oradea în toată ecuația nu, singurul lor scop este să câștige, cu siguranță. Scopul lor este să câștige. Metodele prin care aleg să o facă este problema lor. Problema noastră este că
am reacționat la ce ne-au pus ei în față la acest meci. Asta este problema noastră pe care, evident, trebuie să o corectăm. Înaintea meciului cu Carel ați discutat voi, stafful, despre faptul că e posibil ca provocările de la Constanța sau na, cele de care se știa deja e posibil să continue. A fost așa cumva pregătit Carel? Da, am discutat despre acest lucru, am discutat că trebuie să ne gândim doar la basket, am discutat că va fi meci greu într-o sală grea, că nu va semăna absolut deloc cu meciul de la Constanța, însă dacă noi ca oameni sau jucătorii, ca jucători sau noi ca antrenori, am putea respecta 100% absolut tot ce ne propunem la început, am fi perfecți și am fi roboți și perfecțiunea din punctul meu de vedere nu există. Carel, va fi sancționat în vreun fel de către club? Cu siguranță va fi sancționat. Va fi sancționat și, adică în primul rând va fi sancționat drastic din punct de vedere financiar, însă vreau să auziți părerea mea din despre acest lucru. Eu ca antrenor, ca om, din ce am auzit și din ce se înțelege și clubul, din ce înțeleg de la Pat și jucătorii, suntem 100% în momentul de față alături de Carel și va rămâne în continuare alături de noi. Va fi, cum am spus, sancționat drastic din punct de vedere financiar. Își va ispăși orice pedeapsă care o mai va avea din diferite locuri. Însă, repet, ca om care îl cunosc de aproape 3 ani, ca om în primul rând, repet, ca antrenor, nu îi voi da un șut în fund la prima greșeală mai serioasă pe care o face, ci aleg să-l susțin, să-l ajut să se maturizeze după acest incident și să fiu alături de el în momente mai puțin fericite. Vă temeți acum de ce s-ar mai putea întâmpla între cele două echipe? Cu prima ocazie, mai puțin de o lună. Cum să ne temem? Da. Dacă nu se întâmplă nimic din punct de vedere fizic, va fi mâine pe teren. Cât de greu a fost să pregătiți acest meci de mâine? Încă nu s-a terminat pregătirea lui. Practic avem două antrenamente în care să-l pregătim. Antrenamentul de ieri, care a fost unul bun, ținând cont de situația creată, și antrenamentul din această seară, care va fi nu extrem de intens. Încercăm și ne dorim să putem face diferența între ce se întâmplă în afara terenului și ce trebuie noi să arătăm pe teren. Încercăm să folosim tot acest scandal mediatic în favoarea noastră și să ne găsim în el motivația pentru a ne lupta pe teren și pentru a juca un basket de calitate. Acum că vă apropiați de finalul acestei aventuri în Eurocup, cum ai caracteriza per total ceea ce ați realizat în toate aceste meciuri? Greu de spus. Nu am tras încă linie, mai sunt două meciuri pe care le avem de disputat.
Evident că nu-l putem caracteriza acest sezon european ca un real succes. Nu am reușit să ne calificăm în play-off-ul competiției, deși ne doream această situație. Însă trebuie să învățăm din acest lucru. Sperăm să rămânem în continuare în această competiție. A fost o experiență extraordinară. Faptul că la aproape toate deplasările pe care le-am avut au fost prezenți fani din Cluj într-un număr destul de mare, ne face să fim mândri și putem lua acest lucru ca un real succes. Faptul că la meciurile de acasă am avut 5, 6, 7 mii de spectatori meci de meci, din nou ne face să luăm acest lucru ca pe un succes. Și sperăm să învățăm din performanța sportivă pe care am avut-o în acest sezon, să fim mai constanți, să facem alegeri mai bune la începutul anului și să încercăm să rămânem cu aceeași echipă de la început pentru a avea continuitate, ceea ce este foarte important. Ziceai că vă doriți să rămâneți în Eurocup. Au început discuții în acest sens? Există cei de la Eurocup? Nu există nicio garanție. Au început discuții. Nu vă putem da absolut niciun răspuns clar în acest moment. Însă, ideea e că se vrea și sperăm noi să și reușim să rămânem. Pat, this season Cluj had the, so from now had the third most average of supporters in Eurocup from all 20 teams in Eurocup. What does it mean for Cluj and for a team that you are captain and you've played for 4 years? First of all, I'm not surprised at all. I mean, since I've been here, the fan base has even grown even more. So just to be on that stage, I think we should applaud them because they've consistently been coming to the games, even with us losing so many, you know, close games as well. I think it's good for Romanian basketball too, in general, to be on that stage. And for people around the world, as far as Europe, you know, just to see that basketball is growing here, and we have a big part in that. So I just applaud the fans and I thank them always. Mulțumim. Ce dosar penal? Dosar, jandarmeria n-are voie să facă dosar penal. Despre ce vorbim?